Bună seara, dragii mei! Cei cu soare, lună, venus, ascendent în taur, revin cu partea a doua. Îmi pare rău că v-am întrerupt din orgasm. Turnul, evident, este un simbol falic, reprezintă o explozie, poate să fie de emoții, da, că tot avem șapte de cupe, poate să însemne foarte multe. Printre acele foarte multe lucruri, am spus că reprezintă pe cineva ori în semnul vărsătorului, ori în semnul scorpionului, că avem cărți cu multe cupe și cu multe spade. Partea frumoasă a acestui turn este că, deși reprezintă o ruptură, poate să reprezinte și o întâlnire trăsnet cu cineva. O dragoste sau o, în fine, un eveniment care vine într-un mod neașteptat în viața voastră. Am spus că poate să reprezinte ruptură, dar poate să reprezinte și reconstrucție în cazul în care vreți să vă refaceți. Da? După această posibilă ruptură să fi fost în trecut și acum să vă manifestați, să munciți pentru revenirea voastră. Dar am spus că v-am întrerup dintr-o dintr surpriză mult mai plăcută decât poate vă așteptați, pentru că uitați ce vine. Asul de cupe. Deci turnul aduce asul de cupe. O nouă dragoste într-un mod neașteptat sau o vindecare pentru cei care ați avut probleme. Că e semn de apă, nu e obligatoriu, poate să fie orice alt semn, repede câte ori pot. Care se manifestă într-un mod emoțional. Și, în continuare, această nouă dragoste sau nouă etapă în relația voastră vă ajută să vedeți viitorul într-un alt fel, într-un fel mai optimist. Această carte e foarte colorată, în comparație, evident, cu patru de spade sau trei de, de spade. E foarte optimistă dintr-un punct de vedere. Vedeți lucrurile, vedeți viitorul cu această persoană într-un mod mult, mult, mult mai colorat. Vedeți că simțiți că puteți avea multe reușite împreună. În cazul în care voi nu sunteți împreună cu cineva și această nouă cupă reprezintă o nouă dragoste, poate să fie o dragoste cu cineva la distanță posibil semn de foc, dar repet, nu este obligatoriu, poate se manifestă într-un mod foarte pasional. Că sunteți voi, că sunt ei la distanță, variază de la individ la individ. Și asta după ce cineva a lăsat în urmă un, un trio, o relație, da? Și s-a hotărât să muncească pentru reconstrucție, pentru, pentru a fi mai încrezător, da. și pentru a manifesta acest cuplu de foc pasional, creativ întreprinzător în continuare vai ce frumos soarele pentru unii ați putea avea și un copil dacă tot am vorbit despre orgasme și stări emoționale mai pomenite pentru alții pur și simplu când vă întoarce sau când vă întâlniți la acest drum cu persoana aceasta nouă pe care poate nici nu o așteptați sau nu vă așteptați să se întâmple anumite lucruri între voi doi, să descoperiți că puteți fi foarte bucuroși. Foarte bucuroși. Trecând peste acest aspect, există și posibilitatea unei treziri spirituale cu aceste trei cărți cu aceste trei cărți, eu văd pentru unii care lucrează în direcția asta, o idee genială. Turnul reprezintă acel moment de grație, este Uranus, probabil în conjuncție cu soarele vostru al unora dintre voi. Și acel moment vine ca un soi de evrica. Probabil de aia și plângeți de emoție că va veni o idee excelentă. Spiritual poate să fie și trei de băte, pentru că ar putea fi a treia zodie de foc săgetătorului și poate în preajma zodiei săgetătorului. Această idee care vă, vă emoționează profund se poate manifesta într-un fel sau altul, că soarele este un manifestor până la urmă, într-un fel care vă va aduce multe bucurii. Pentru că nu pot să vin cu o singură variantă, voi știți și de-aia probabil și ascultați acest canal. Sper că v-ați luat mesajele cum vibrează în funcție de voi. Nu uitați că aceste trei spade, acest patru spade, lună și ce mai sunt, să zic așa zise, patru de cupe, energii negative, în cazul în care voi personal sunteți foarte bine, ar putea să fie o persoană cu care relaționați, evident. Că e semn de aer, o persoană supărată, care încearcă să iasă din niște probleme și întâlnirea cu voi îi emoționează și îi bucură? Este posibil. Că este alt semn de apă, care tot așa e supărat, încearcă să se vindece. Dar patru de cupe în această etalare, în acest moment. Îl simt ca o energie emoțională, evident, dar în care voi deja aveți un grad de înțelepciune. Mersi, Spirite, pentru ide. Aveți un grad de înțelepciune. Meditați la aceste trei cupe, care au fost cândva, că au fost prieteni, că au fost trieu, că au fost niște situații emoționale. Meditați la ele și, pe viitor, încercați să deveniți mai selectivi să vă uitați bine în cupă înainte să o primiți, să întrebați, să, să vă simțiți sufletul un pic înainte să obeți. Înțelegeți? Din acest motiv, pentru că este în viitor și pentru că aveți trei de, de, de spade, văd în acest fel această carte chiar a cușica. La capătul acestui set de cărți aveți îndrăgostiții. Aș putea spune că e cartea sufletelor uh, gemene. Da? Poate ați fost într-o relație cât de scurtă nu contează sau lungă, cu un suflet geamă. Sau ați fost îndrăgostiți foarte rău că e la prezent, că e la trecut, voi știți. De cineva. Ori cu planete, ori cu aspecte, ori cu ascendent în gemeni. Ideea este că unul din voi, cel puțin unul din voi, regretă. Regretă. Plânge. O situație care într-un fel sau altul era secretoasă. Vă ce diavolul. Uh, uh, uh. Și 10 de spade. Asta de bine. Chiar dacă reprezintă trădări, chiar dacă reprezintă suferință, e de bine, pentru că iau te ce aveți. Hm? Regele de monede, acesta ar trebui să fiți voi, varianta voastră matură, 45-50 și ceva de ani. Evident că poate să fie o și femeie, dar ideea este că o energie matură. Dar apare această energie, chiar dacă sunteți tineri, puteți să manifestați această profundă uh, maturitate după ce ieșiți dintr-o perioadă de mari trădări. Pentru că ați stat într-o relație foarte toxică, ascunsă, secretă cu cineva. Posibil un capricorn, posibil un semn de aer pentru unii, posibil un semn de apă. Variază de la individ la individ. Evident. Pentru unii, foarte puțin, vă rog frumos, nu vă, nu intrați în panică. Nu e valabil pentru toată lumea. Posibil ca această persoană, de care sper că reușiți să vă detașați, dar renașteți din aceste trădări, această persoană să fi avut niște adicții sau să fi făcut niște lucruri necurate în spate. Pentru unii. Hmm. Să vedem ce mai vine după soare. Oh, ce frumos! Al doilea As, As de spade. Da, trezire, înțelegere profundă mentală. Wow, ce frumos. Deci foarte, bă, iau te iar suflete gemene sau um, poate spun, dacă nu sunteți deja într-o relație a unor suflete gemene, dar varianta bună, evident, nu cea negativă pe care am prezentat-o aici puneți bazele unei relații de lungă durată cu cineva, 3 și 4, ce frumos, ce frumos. Vă întâlniți cu cineva în următoarea perioadă, am zis de noiembrie, nu mai știu, dar dacă n-am zis, zic acum. Octombrie, noiembrie, după ce experimentați toate aceste reușite, poate și în decembrie, evident. Am zis, timpul e fluid, 8 de cupe înseamnă că vă detașați emoțional de ce am zis și mergeți către 3. Către 3 de cupe, către bucurie. În acest context, cu atâția așa zic că este o bucurie adevărată, numai întâi eu, da? Bucurie pentru că puneți bazele acestei relații. O, oh, da, împăratul. Pentru cei care sunteți chiar maturi, revin, regele de monede, vă echilibrați, dragii mei. Împăratul este un om foarte matur, este mai matur decât regele de monede. Puteți să aveți peste 50 și ceva de ani. Dar dacă nu, haideți să luăm carte așa cum îmi place mie să o iau, fără să vorbesc despre un personaj, berbec sau taur sau ce -o fi. În cazul acesta ar trebui să fiți voi. Energia acestei cărți vă spune că vă echilibrați viața și e minunat. Iar mi-arată bateria. Vai, vai, este să pun încărcătorul. Să până încărcat. Ce se întâmplă? Ok. Și... Haideți să facem și varianta aceasta. cărțile arată bine. Toți trecem prin probleme, nu doar voi. Dar, repete câte ori pot, ne apropiem de 2020 și trebuie să ne refacem viața, să renaștem într-o formă sau alta. Interesant că n-a apărut nicio moarte, nicio judecată, nu mai știu, o fi apărut în celelalte luni, posibil. Din seria aceasta de cărți, cutentă, erotică și sper să fac și la fecioară, că am presia că la fecioare nu am reușit să fac, nu știu din ce motive. Când am amestecat cărțile, am văzut, interesant, Marea Preoteasă și Magicianul. Aici ele au o altă, un alt înțeles. Evident că Marea Preoteasă în multe situații reprezintă secrete. Ori o persoană cu planete în, în pești sau în rac sau un scorpion, în general Semnele de apă, dar în general marea preotează să reprezinte semnul peștilor. Nu știu de ce. Și magician. Poate în secret încercați să manifestați o nouă relație cu cineva. În secret. Am mai sărit această carte, Regina de Cupe. Unii dintre voi aveți sigur de a face cu cineva foarte emoțional, ca să nu zic musai semn de apă, foarte emoțional și o persoană foarte blândă care vă poate hrăni, vă poate alina suferința, emoțiile negative, vă ține în brațe, vă mânghe când vă simțiți stresați. Exact ce are orice om când e nervos. <laughs> mm. Și regina este matură, că doar e regina, în jur de 30-35, până în 45 aproximativ, până în 45 de ani. Ia uite, iar apar pești, puterea, ați avut nevoie, <coughs> oh, și nu prea ați comunicat în situația asta, să vă adunați puterea într-o relație în care a trebuit să, aici nu e stagnare, să experimentați anumite lucruri sau să vedeți lucrurile și din perspectiva lor, dacă ați reușit, e bine. Deci să mă o dată că Ia uite, asul de spade. Eu zic, nu știu, așa mi se pare mie. Că aici este eliberare, nu legare, pentru că spadele nu leagă. Spadele eliberează. Asta e viziunea mea. Soare, lună, venus, ascendent, în taur, energia intimă dintre voi doi. Voi și o persoană la care vă gândiți. Haideți să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent în taur, octombrie 2019. Sunt curioasă și eu. Ce vă doriți voi? De ce vă este frică? Evident că întotdeauna puteți inversa pozițiile. Ah, ia, și deschis ce își doresc ei, de ce le este frică. Wow! Iar asul de băte care lipsa din crucea celtică, dar într-un fel se... Se presupunea. Mai. V-am zis, puteți să inversați pozițiile. Ce vă doriți voi? Hm. Nu o spade. Evident, să renunțați la griji. Pentru unele, Doamne, poate chiar și pentru Doamne, posibil pentru mine. Cartea aceasta mai nouă sugerează grija pentru cum arată, dacă este plăcută, dacă nu-i plăcută, dacă se va potrivi, dacă va merge, dacă nu știu ce poziție îi place unuia și altuia altă poziție. În general, nouă de spade reprezintă o persoană care își face griji adesea de ceaba. Fără rost. Pentru unii dintre voi, probabil că vă faceți griji când vor veni. Când veți materializa aceste cărți foarte frumoase, poate încă sunteți într-o relație, Poate sunteți singuri, deși nu reprezintă o, casa, o, o, carte a fanteziilor, este mai mult o carte a grijilor mentale. Dar vă rog, ieșiți din gândurile negative ca să nu manifestați. Nepotrivire. Să manifestați frumusețea asta de, de, de cărți. Frumușelele. Probabil, da, pentru unii vă faceți grijă că aveți cumva magie neagră, nu știu de ce. Dar, vă rog, știu că sună ciudat și poate unii ori să explodeze dacă comentez în direcția asta. Eu am convingerea că din aceste situații se poate ieși cu acel as de spade, cu un mental foarte puternic și foarte clar. Evident și cu luna care a fost... Să lucrați cu ciclurile lunare și să vă faceți afirmații și eliberări. Noi avem o putere fantastică de manifestare. Suntem fără de divinitate, deci nimic nu poate să ne stea în calea realizărilor. Din acest motiv spun că, și dacă ar fi, chiar noi înșine ne putem elibera de acele energii negative. Nu știu pentru cine o fi. Voi este frică acest personaj de aici, că sunteți voi, că sunt ei. Eventual, ori de un vărsător, poate vărsătorul își face griji și voi vă gândiți la el să fiți împreună și el își face griji cum o să fiți împreună. E posibil. Și așa. Dacă nu-i vărsător, vă faceți griji cum să vă vindecați, cum să vă întâlniți persoana de destin în cazul în care, într-adevăr, există povestea aceea despre care am zis, dar v-am zis, e o carte mentală. Trebuie să lucrați foarte mult, depinde de mercurul vostru. Să lucrați foarte mult cu luna și cu mintea gândurile voastre. Aceasta e o carte superbă. Este steaua. Împlinirea sau întâlnirea cu acea persoană care vă face pe deplin fericiți. Acea perso persoană pe care v-ați dorit-o poate chiar și dintr-o altă viață. Nu musai din copilărie, din tinerețe. Este o persoană care vă vindecă. Poate să fie o persoană publică, într-adevăr, dar acum vorbim despre energii intime. Va alină sufletul, ia uitați. Îi alină inima cu acest, ce ar putea să fie, ulei sau lapte, whatever. Uf. Vă este teamă că nu vă veți întâlni persoana destinată, unii dintre voi. Asta e a doua variantă, evident. E în poziția temerilor, da? Ce-și doresc ei? Asul de pute. Să ardeți amândoi până la cenușă și să deveniți o singură persoană. Relația voastră să se transforme prin pasiune. Pentru Doamne, probabil unele și-ar dori un copil cu voi. Pentru Doamne. Nu știu de ce, mulți cititori spun că această femeie ar fi graviduță. Dar, trecând peste acest aspect, vor un nou început. Cu voi, evident. Dacă este o persoană din trecut, poate vor să refacă relație. De ce este frică? De soare. Poate de un leu. Cum am spus aici, vărsător, da? Poate de un leu. Dar. Aceasta reprezintă bucurie maximă. Dacă își doresc un nou început cu voi, o nouă relație pasională, posibil este teamă că, din niște motive. Poate aceste griji nu vor putea fi liberi, pentru că soarele reprezintă libertate. Ca și steaua, într-un fel, este opoziția leu vărsător soare Uranus. Amândouă reprezintă libertate. E o chestie de libertate aici. În exprimarea voastră sexuală, evident că vorbim despre sexualitate în cazul acesta. Și cineva are niște complexe. O fi acest vărsător sau semn de aer, nu știu. În cazul în care voi vă doriți acest personaj. Poate voi vă doriți, da? Mulțumesc, Filte. Unii dintre voi care aveți de face cu acest personaj îngrijorat și trecut prin multe, vi doriți în viața voastră să-i vindecați. Este posibil și acest lucru. Și nu știți dacă veți reuși pentru că depinde de mentalul lor. Ei da, își doresc o nouă relație cu voi, o relație pasională, dar la fel sunt neîncrezători în acest potențial foarte, foarte frumos. Ia uite la capătul acestui set de cărți doi de băte, mm, Și justiția. Vai, ce frumos, ce frumos doi de cupe. Un pic, să mai mă uit. Da, da, da. Au fost, ia uite, au fost trădări, trei de, da, au fost un trio, cineva a umblat în ascuns, în altă parte, a investigat, a studiat, a spionat. Trei de spade, iar răni, iar trio. Aici nu e trei de, de monede, probabil ce fă